Hai să vă pup. O altă zi, o altă întâmplare, că de așa trăim toți, știi, și când vine una, se succede una după alta, ca să nu te lase, știi, să respiri. Mă duc la farmacie cu o rețetă, zic să iau și eu o rețetă. Păi, fără să-mi dau seama că voi face excursie de la o farmacie la alta. Bă, ziceai că stă în excursie, bună ziua, bună ziua. Doamne, ziceam și o rețetă, da, da, nu le avem pe acestea, dar avem pe altele care sunt, care sunt cum? Mai bune și de 30 de ori mai scumpe. Care sunt mai bune și de 30 de ori mai scumpe. Deci nu mai sunt ăștia care erau până acum. No, nu ne mai fac. Bine. Ălea, ale lor. Mă, și s-au învățat. Asta, da, asta, nu, asta, nu, asta, nu, asta, da, asta, nu. Vi le pot procura pe ăștia. Bă, rețeta așa, normal, ar fi făcut, să zicem, vreo un milion și ceva, 100 și ceva de lei, că na, tot așa vorbesc eu, cu milioanele erau odată. Zice, vă pot da altele mai bune și numai dacă așteptați 2-3 săptămâni. Serios? Păi de unde vin 2-3 săptămâni? Din depozit. Păi și depozitele sunt în concediu. Ăștia așa au concediu toți. Vă dați seama că sunt mână-mână doctorii de familie cu farmaciștii și cu depozitele. Mână-n-mână și când își au concediile și le au toți. Da, îmi vine să râd acum, dar am venit să plâng. Plecai la altă farmacie. Bună ziua, bună ziua, cu ce vă putem ajuta? La farmaciile ăștia de refac ăștia reclamă toată ziua. Da, avem, n-avem ce aveți acolo, avem altele mai bune. Și dumneavoastră, tot mai bune, bravo, dați-mi-le. 7.700.000 de lei, alo, doamne, stați un pic, că eu nu fac nici transplant, doamne, ferește, nu schimb nimic. Țin niște pastile, medicamente pentru soacră-mea. E pensionare, are pensia mică. Nu ne interesează, știu, mâncați-aș gura, știu că nu vă interesează. Mașinile ăștia două din față sunt, da, sunt ale șefei noastră, bravo, le văd, săraci. Da, mașini, numai dacă schimbi oglinda, cumperi un apartament. Da, îl lăsați, altă farmacie, până găsi și eu una între blocuri. Da, de farmacie să era ca și mine, așa mai amărăștea încă. Mi le dădu pe toate, dădui 30 de lei. Doamne, nu mai puteam de dragă, ziceai că cine știe ce mi se întâmplă așa cu farmaciile. Păi da, da, acum ce să te faci, că trebuie, înainte farmaciile preparau.